Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi vreau să vorbim despre primul 11 pe care am reușit să-l construiesc până acum, să luăm premiile de la Division Rivals și să ne uităm peste Team of the Week-ul din această săptămână, să vedem ce putem să prindem. Însă, înainte să trecem la treabă, nu uita să lași un like, să apeși pe butonul de subscribe și dacă vrei să ne vedem și să ne auzim pe Discord, ai QR codul mai jos, scoate telefonul, scanează-l și intră pe serverul meu de Discord. Nu mi-a permis timpul să joc mai mult, nu mi-a permis timpul să fac mai multe videouri, însă sunt aici. Nu am reușit încă să mă calific la Weekend League, însă weekendul acesta încercăm și sper eu să și reușim. Haideți să vedem până una alta ce ne oferă acest Team of the Week. Ne oferă un Donnarumma în poartă. Pe linia de fund avem Cancelo, foarte bun acest inform, arată superb, excelent. Cred că toată lumea l-ar vrea în echipă. Avem un Tomori care it looks like very, very, very good. Stamina cam mică, în schimb un strength bun, un defending awareness bun, composure super ok și pace, bineînțeles, și pace ok și frimpong ca și RB. Avem la mijloc un Bruno Guimaraes, Pedri, un Mason Mount ca și CAME, Martinelli pe stânga cu Correa pe dreapta, Zapata și Hoselu în atac. Mai avem pe bancă câțiva jucători, dintre care Pepe și Modest, care sunt bun de menționat. În rest, nu cred că este ceva ce poate să fie folosibil. Cât despre primul 11, asta am reușit eu să construiesc până acum, până în acest moment, iar singurii jucători cumpărați sunt Varan și atât. Varan și atât. Să mergem să vedem rewards-urile, rewards-uri de Division 7, rank 1. Avem aici un mega pack, un premium gold player pack și points-urile, care sunt tradable. Avem două mega pack-uri, două premium gold player pack și points-urile pentru Weekend League și avem aici și cu bani care, sincer, 12.000 chiar mă interesează. Voi lua aceste pachete untradeable ca să fie mai multe pachetele. Reward-ul de divizia a 7-a și mai avem nevoie pentru Weekend League încă 200, mai puțin de 200 de puncte. Avem 6 pachetele, le deschidem pe acelea mici, mici, mici de tot. Acest small, rare player spec, deși 6 gold, 6 rari și îl avem pe Gulaci de 85, bun ca fodder, bun pentru viitoare SBC-uri, bineînțeles, duplicate-uri, însă Doamne ajută că sunt tradable și nu trebuie să dăm cu XL. Nu mai avem loc, nu mai avem opțiunea de a da recover la nici un jucător pentru că le-am folosit și Trossard de 82. Avem cele 4 pachetele. Luăm premium gold player spec. 12 gold, 12 rari. Nu știu încă dacă e walkout sau nu. Nu vreau să aflu, to be honest. Și l-avem pe Tonali de 84. Încă un premium gold player spec. Sincer, nu-i rău la cât nu am jucat. Am văzut că nu s-au aprins cele din stânga și din dreapta, deci nu este nimic special. Avem Tolisso, cardul gold și Camara ca și duplicate, însă îl aveam tradable în echipă. Mergem mai departe și pentru prima dată în acest an, pentru prima dată în videourile de FIFA 23, hai cu Mega Pack-ul. Hai cu Mega Pack-ul, hai să vedem nimic. Avem un Abraham de 82 atacant. În rest, nimic. Un Hunter și un Shadow. Asta nu e rău. Positioning-uri, chestii astea care nu ne interesează. Și discarduri forțate. Discarduri forțate. Aș vrea să le revină
să vină odată minte la capul ăsta de la EA Sports să facă ceva, să nu se mai întâmple acest lucru, să trebuiască să dai neapărat discard. În fine, și ultimul pachetel pe acest video, hai cu Mega Pack-ul din nou, reeditare. Ok, s-au aprins lumini stânga-dreapta, este spaniol, deci nu ne prea interesează, avem un Rodri de 87, asta e bine, high rated, nu ne supărăm, dar odată ce vedem spaniol, dacă nu este icon, nu prea ne interesează. Bastoni, Ziyech, Fabianski, Chilwell, to be honest, nimic, și 150.000 de coins, un Oscar, care este tradable, blue seed color și aceste minunate chestii. Nu ne interesează încă un shadow, which is ok. Avem și niște promo pack-uri aici în store. Jumbo Premium Gold Pack, Premium Gold Players Pack, Road to the Knockout Foundation Pack, contains 5 rare gold, adică 5 cartonașe rar gold, dintre care 3 sunt garantat peste 82 sau mai sus, un icon loan și un loan road to the knockout players pentru 7 meciuri și un pack de 85.000 care conține 15 rare gold players, garantat 1 peste 84, un draft token și așa mai departe. Hai să luăm asta, preview-ul de la Premium Gold Pack. Dar nimic, bineînțeles, avem un Talia Fico. Da, Talia Fico de 81 și sincer aș băga acum la păcănea 25.000 de coins. Hai să vedem. 25.000 de coins, ce putem să prindem de 25.000? Este worth sau nu este worth? Avem un inform. Îl avem pe Pepe, Nicola Pepe de 82, sigur ne-am scos banii. Nu cred să nu ne fi scos banii, to be honest. Dar iată totuși că ne-a luat gura pe dinainte, nici nu ne-am scos banii, este 10.000 pe transfer și este și untradeable. Avem un Van der Sar Baby, un terrier de UEFA League. Avem acest Nicola Pepe, nu-i rău totuși, nu-i rău, este folosibil, este depus pe bancă, Brand Kramaric, Coclan și Boselli. To be honest, nici rău, nici bine, not great, not terrible, but hey, s-ar putea ca acest pachet de 85 să pay the investment. Dar dacă este tot așa untradeable, nu știu dacă neapărat pays the investment. Și ca să nu vă las fără răspuns, am luat FIFA Points ca să vedem dacă acest pachet pay his net. Bineînțeles că nu. Hai să vedem. Case nici măcar Fabinho. Fabinho de 87 care costă undeva la, imediat vă spun, trebuie să intru pe Footbin și să văd. Fabinho costă 17.000. Avem un Zambo Anguissa pentru 7 meciuri. Avem un João Felix, Cou, Cortega de la City și 3 de applicates care sunt Rodri, Cornet și Borja. Rodri care este untradeable, iar pe market îl găsim la 16.000. Deci 16.000 cu 17.000 și cu 15.000 pe draft token. Nu prea își plătește prețul, sincer să fiu. Acum că am văzut și cei cu pachetele de la EA Sports, vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Nu uitați să dați like, să vă abonați canalului și să intrați pe Discord. Scoateți telefonul și scanați QR codul de sub mine și haideți pe canalul meu de Discord să vedem dacă a fost worth ce am făcut cu pachetele alea. Ce pot să spun? Se putea și mai bine. V-am pupat și have fun! Ne auzim! Până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat! Pa!